cât de mare poate să fie cestrumul ăsta, dar întrebarea ar fi, îi mare și gol sau îi mare și plin? Din câte pot observa, o diamante de aici îi mare și plin, așa că mă voi servi. Atât, le-am luat astea, bun, am plecat. Salut, salut! Nu, nu furam, nu, am zis să mă uit pe aici, eram curios. Da, pune totul înapoi, așa nu s-a întâmplat nimic. Bine te-am găsit la un nou videoclip din seria noastră de Map Showcase. Astăzi sunt pe harta unui abonat unde a supraviețuit peste 1500 de zile pe Minecraft Survival. Așa că, acestea fiind spuse, nu mă mai lungesc, hai să vedem împreună ce a făcut pe aici. Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. În primul rând vreau să-i judec itemele și ce avem în partea asta, full netherite, frumos, însă nu-mi place că are trim de silence pe întreaga armură, mamă, câte enchanturi sunt aici. Ok, hai să pun totul pe mine, e interesant că au folosit emerald, însă nu-mi place treaba asta, că are silence pe tot, putea folosi orice altceva. Ia uite ce e în partea asta. Deci în shulker avem, da, chest plate-ul cu silence, câteva târnăcoape, deci două cu siltaci, unul cu fortune. Aici 6 enchanted golden apple, arcul ăsta pe care lipsește în breaking 3 și per total arată super, super curat, super clean shulker-ul. Să fie primit, îl pun acolo. Ender chest, deci astea sunt shulkerele din ender chest. Foarte multe rachete, TNT-uri, blocuri de diamant, deci ăla-i cu chestii prețioase, toteme și smithing template-uri, ia de aici. Mamă, cât netherite are, mă rog, ancient debris și 8 beacon-e, frumos, iar în partea asta, bă, nu cred, are toate, dacă nu aproape toate, armor trimurile. Văd că lipsesc două din acele ruine și, bă, pe bune, ai aproape toate armor trimurile și full silence, poți face niște scheme chiar foarte faine, niște armuri foarte faine, dar se descurcă el până la urmă, asta e doar părerea mea. Fiecare cum îi place, poate unora chiar li se pare șmecher să fie așa full silence. Dar sărim peste treaba asta, văd că mai are aici o armură, drăguț, și la partea de diamante o duce super bine, a zut în partea aia, a zut și aici, eu zic că s-a descurcat chiar ca lumea la minat și o grămadă de iteme de diamant. Acum sărim peste iteme, așa arată această insuliță cu vulcan. Ce-mi place cel mai mult e paleta de blocuri pe care a ales-o, plus că e ceva în stilul ăsta de junglă, pare un sătuc de junglă, nu vezi ceva de genul ăsta prea des și construcțiile chiar arată super bine detaliate, văd că au și interioare, ceea ce, oule, stai că ies leiurile astea, ceea ce e destul de rar întâlnit. De obicei oamenii nu prea fac interioare la clădirile pe care nu le folosesc, de asta mi se pare extraordinar că el a făcut în partea aceea. Și ce avem în zona asta? Ia uite dacă e să intru. Harta! Bă, ia uite, așa arată harta, dar cred că nu i-o dat upgrade. Ba da, ba da, pe bune, atât de gol în partea asta? Nu prea pare. Când te uiți de sus, ba da, nu a apucat să facă întregul terraforming. Ce-mi place mie, e cum o folosit pe aici, dar e puțin cam încărcat. Mergea două culori, în partea de jos tuf, în partea de sus cobblestone și cu mossy cobblestone era perfect. Deci e mult prea încărcată zona asta, dar per total îmi place super mult ideea și paleta de culori aleasă. Ia uite, bă, au făcut statuile astea, super, super drăguț. Și văzusem ceva, da, aici mai sus puțin se ascunde un palmier din Ancient Debris. Băi, ce șmecher, de fapt chiar doi palmieri, superb. Îmi place și combinația asta de spruce leaves cu azalea leaves, însă, băi, merg, dar cred că ar fi fost mai interesant doar azalea leaves, fără flowering sau poate numai oak leaves. Mă rog, oricum arată super bine. Văd că mai pregătește câteva căsuțe, una în partea asta, una în partea aia. Ce aș mai fi schimbat ar fi aceste materiale din care sunt făcute statuile. Mergeau, nu neapărat quartz, dar orice altceva, că prea se blenduiesc statuile cu acest vulcan la care o lucrat. O lucrat să pui atâta deep slate
chiar durează super mult, în partea de sus niște lavă și pe sub el se întâmplă ceva, ia uite că văd o gaură acolo, bă, mă arunc ce se poate întâmpla, bun, ok, eram aproape, eram foarte aproape să mor. Așa, ce e acolo? Bă, ia uite că a făcut ceva prin zona asta, jos, ca și cum e cenușă, super. Bă, ce-i asta? Capete de cod? Serios? Ia uite, dacă zbor aici, The Mending Book. Oh, The Mending Book. Cred că asta e prima carte de mending. Și vreau să-i facă o zonă. Băi, ce șmecher. Nu mă așteptam la o zonă din asta în partea de jos a vulcanului, dar per total super șmecher. Dacă mai punea pe aici niște mossy stone bricks și crack stone bricks, era mult mai șmecher. Mai arunc o privire de la distanță și oare se vede dacă mă duc pe aici? Da, ia uite, în partea aia, dar nu se tare observă de deasupra, numai din apă. Da, ia uite ce fain se vede din apă. Îmi place, chiar îmi place cum a ieșit per total. Și dacă aveți hărți peste care vreți să arunc un ochi, e bine să-mi lăsați un mesaj în privat pe Discord sau pe Instagram și povestim despre ele, pentru că vreau să reîncep seria de Map Showcase. Bine, să reîncep. Am luat o scurtă pauză ca să se mai adune hărți de la mai mulți YouTuber pe care să intru, update-uri și așa mai departe. Acum, sărim peste treaba asta. Văd mai multe portale pe aici, pe deasupra Netherului, și sunt foarte curios să intru în fiecare dintre ele. Ok, ok. Bă, asta e o sabie. Bun, deci designul ăla. Bă, frumos, frumos. Îmi place sabia asta, chiar dacă e foarte folosită, e și un design fain, n-am ce zice. Asta e o căsuță de început, aș putea spune, la cum arată, însă văd că nu are tare multe prin ea. Quartzul ăsta mergea smooth quartz, tot timpul smooth quartz în loc de quartz, deja cred că mă știți, da, ia uite. Asta probabil a fost baza lui de început, după care s-o muta de aici. În partea asta arată bine, dar pe colț mergeau niște loguri în loc de acele lecternuri. Dar sărim peste asta, ce avem aici? Ce avem în zona asta? Băi, ce ar trebui să fie? Ce scrie acolo sus? Suceava. E cumva ăla de intrare în Suceava, că știu că harta asta se numește Suceava, deci cred că de acolo e băiatul care mi-o trimis-o. Da, interesantă construcția. Chiar interesantă, chiar dacă nu știu ce e. Pe partea asta la altă, probabil e ceva în direcția aia. O grămadă de oițe, frumos, frumoasă zona asta. Hai să mergem la următoarele portale pentru a vedea unde duc. Am ajuns într-un Sherry Grove, hai să vedem ce construcții sunt prin partea asta. De început, ia uite, un iaz, axolot pe acolo, cățelușul. Băi, ce șmecher animația asta, că a trecut prin apă, după care au zis, băi, eu nu vreau să fiu ud. Totuși, e ciudat drumul cu ametist și gravel, pare foarte ciudat, și slaburile, niciodată nu mi-a plăcut slaburile băgate, așa că treci și într-o dată, bam, ai ajuns aici, e foarte ciudat, dar aceasta este o zonă japoneză, nu zic mexicană, nu știu de ce. Oh, stai mă că e mai multă, au făcut și garduri, aici deja începe să lucreze la alt proiect. Ce interesant arată. Ăsta îmi place super mult cum a ieșit. După care ăsta, cel roz pare cam ciudățel puțin. De ce? Pentru că se blenduiește lemnul cu frunzele. În rest, hai să-l luăm pe rând. Deci ăsta care îmi place cel mai mult, dojo-ul ăsta, mare golem. Băi, ce interesant arată. Iron golemii ăștia micuți. Băi, ce tare. Sunt foarte curios dacă i-o lua de undeva sau el a venit cu designul ăsta, care arată extraordinar și nu mi-aduc aminte să-i fi văzut pe nicăieri. Și în partea asta are ferma de fier. Totuși, cât fier? Bă, ca lumea, a adunat ceva fier. Atâta puțină adâncime ar fi mers prin părțile astea, dar per total îmi place super mult cum a făcut designul pentru ferma de fier. Până acum n-am văzut un dojo de genul care să adăpostească o fermă de fier. De obicei adăposteau ori interioare, ori altceva. În zona asta văd că e mina, ok,
și un cufăr cu de toate pentru toți. Știu că mai am și eu cufere din astea, e ceva normal. Și n-am zis nimic de level 834. Sunt foarte curios să văd ferma lui de experiență. Cred că are din aia de gold. Hei, salutare căluțule, salut, salut. Oh, cai scheleți, nice. Văd că își tot schimbă baza. Da, uite, își tot schimbă baza. Aia la altă a fost baza de început, unde a fost mai devreme, cu acea clădire cu Suceava și cu Săbiuța. În partea asta probabil a fost a doua bază și a ajuns la a treia bază, cea cu vulcanul. Aici, în clădirea pe care am văzut-o prima dată, enchanting table-ul, super drăguț, dar nu înțeleg care e faza cu slaburile alea, probabil să nu se spawneze mobi sau alte chestii. Și hai că mai avem o grămadă de portale. Asta da, Shopping District. Hai mă să vedem care e faza cu districtul ăsta de magazine și cui vinde. Ok, deci numai magazinul ăsta de fier sau obsidian? Obsidian și netherite vine în partea asta? Hai să vedem. Per total îmi place cum arată, interesant designul, dar ce vinde? Pe partea stângă obsidian, care e prețul la obsidian? 2 diamante, 32 de bucăți, băi, e un preț super decent. 32 de bucăți pentru 2 diamante, deci 16 bucăți un diamant. Da, și netherite, bun, hai să vedem. 3 diamante, un ancient debris, cam multicel, și 12 diamante, un netherite ingot. Merge, merge, chiar dacă mi se pare un pic cam mult, merge. Și sunt foarte curios dacă poate să-mi spună în comentarii cu ce scop a făcut un district cu magazine sau să jucau mai mulți pe hartă, că din ce mi-au zis e harta lui, acum nu știu dacă se mai juca și cu prietenii din când în când, iar el o ținea. Pentru că, din nou, e ciudată faza cu districtul ăsta. Și ce mai avem în partea asta? Am fost în partea aia, sunt o grămadă de portale și unele duc în zone foarte interesante, altele duc în locuri pustii, cum e ăsta de exemplu, nu-i absolut nimic. Ia uite că am vorbit mult prea repede, aparent este ceva în partea asta și sunt două ferme de slime-uri, ferme care mi se par mult mai ușoare de făcut decât acelea în care trebuie să sapi întregul chunk. Însă de produs chiar produc ca lumea, aproape un double chest în partea asta și cealaltă cât o produs. Ia zi șefa, ai produs mult sau nu? Băi, produce ca lumea și ia uite, stând pe aici, în continuare își face treaba. Deci să presupunem că ai 4 din astea în apropierea bazei, poi ai rupt, produc în continuu fără probleme și dacă ai uneltele necesare, adică ceva de diamante enchantat sau chiar netherite, rupi, n-ai nicio treabă, foarte rapid tai câțiva copăcei, după care faci zonele astea și niște torțe care, să fim sinceri, îs mega ieftine. Nu știu, deja de când am săpat acel Ancient City pe Ultra Hardcore, nu mai vreau. Nu mai vreau nimic ce ține de săpat Deep Slate, că durează super mult. Nu știu cine a venit cu ideea ca Deep Slate-ul să fie atât de greu de săpat, chiar și cu eficiență 5 și Beacon cu Haste 2. Deci de la proiectul ăla nu mai vreau absolut nimic ce ține de săpat Deep Slate. Însă sărim peste asta, până la urmă fiecare face cum îi se pare lui mai ușor. Mie nu prea mi se pare ușor să faci treaba asta. Dar revenind la treburile noastre, aici văd că face el raiduri. Bă, lăsați-mă în pace, am venit numai să observ această colecție impresionantă de steaguri. Câte îs? Îs ceva? Văd că sunt, îs ceva perechi, stai așa, hai că le luăm rapid, 2, 3, aoleu, stai că mă pierd printre ele, cred că sunt vreo 16 steaguri, dacă am numărat bine, așa pe repede înainte, voi puteți pune pauză acolo. Iar acum rămân portalele ce sunt la distanță puțin mai mare. În timp ce mergeam după acele portale care sunt la o distanță puțin mai mare, am dat și de această fermă de aur. Destul de micuță, aș putea spune, adică are un singur nivel, dar pare să producă mai mult gold decât are el nevoie, pentru că altfel nu făcea în partea aceea construcția direct din gold. Ia uite, în zona asta, oare ceva sau mergem mai jos?
A, da, ia uite, toate merg mai jos până aici. Da, shulkere întregi cu Rotten Flesh și Gold Nuggeturi. Acum, că tot vine 1.21, are autocrafterul ăla, bine, crafterul, auto-l facem noi. Și poate transforma toate Gold Nuggeturile direct în Gold Blocuri aici jos și abia după să le stacheze în shulkere. Mamă, abia aștept, acum îmi dau seama că pe breaslă facem fermă de Gold, vine 1.21. Gata, gata, stai că deja gândeam prea mult în viitor. A, ia uite, pot să... Băi, ce fain, pot să automatiza. Deci, ferma de Gold dropează Gold Nuggeturi, crafterul le face Gold Ingături și apoi le dropează mai departe la băieții ăștia. Băi, ce șmecher! Așa, are sistem de sortare pentru băieții ăștia. Ia uzi, aici ai Gravel, aici ai Soul Sand. Mamă, deci de asta vinde el Obsidian. Arată superb această fermă și mega bine optimizată. Vine 1.21, o optimizează mai șmecher. Și măcar mi-au dat idei pe care să le fac pe viitor, acum că urmează o grămadă de chestii șmechere pe noua versiune. Lăsând poveștile despre 1.21, am ajuns în acest deșert, unde a construit o bază, din câte pot observa, lângă un sătuc. Dar nu-mi place deloc baza asta. Nu forma, forma arată superb, dar paleta de culori. Că vezi aici o construcție din sandstone și smooth sandstone, iar pe lângă nisip, eventual să modifice partea de jos, puțin terraforming frumos cu niște gres cu un alta sau construcția din lemn. Mi-ar plăcea mult mai mult o paletă de culori din asta cu oak, cu lemn alb, nu doar nisip. Mi se pare că e totul mult prea galben. Și lângă este o piramidă, asta merge, asta chiar merge doar din nisip. Ok, cu un enchanting table, frumos, îmi place. Mai ales că pe stânga vine așa, pe dreapta vine diferit puțin, super. Super că nu e atât de simetrică treaba, exteriorul este simetric, interiorul asimetric, frumos. Îmi place, nota 10 pentru asta, dar o altă paletă de culori când vine vorba de construcțiile în deșert. Și cred că pot face o schemă. Dacă stau aici un pic, totul este pregătit și acum numai uitați-vă cât de mult se schimbă această clădire dacă adaug niște lemn. Și voi merge de început pe Stripped Jungle Loguri pentru a adăuga mai multă culoare. Cam așa arată acum, iese mult mai bine în evidență construcția când te uiți de la distanță, de la apropiere. Dar să presupunem că nu vrei să fie atât de colorată, e bine, nu e o problemă atât de mare, mergem pe niște stripped loguri albe. Bam, altă viață, tot așa sar în evidență, îi mult mai bine și nu este atât de colorată construcția. Dar să zicem că nu ai lemn alb și ai doar oak, merge și cu oak fără probleme, atât, bam, am mers pe oak. Și este extraordinar de bine, deci nu trebuie să folosești un anumit tip de lemn, merge oricare, însă este important să fie o paletă puțin mai diferită, că, exact cum am zis mai devreme, o grămadă de nisip peste nisip nu sare în evidență, cum sunt construcțiile alea, însă alea sunt făcute în 10 minute cam, cam asta e ideea. Dar, per total, îmi place super mult cum arată această construcție, îmi plac detaliile, îmi place forma, dar la blocuri mai merge puțin lucrat ca să fie și mai șmecheră decât este, decât era. Pentru că îmi plăcea și înainte, dar acum parcă îi cu totul altceva. Nu mă așteptam la treaba asta, dar am venit până la ferma de gardieni și aparent undeva la 90-95% din ea îi făcută din sticlă magenta. Nu înțeleg care-i faza cu sticla asta, adică arată interesant, îi drăguță, dar de ce magenta? De ce nu orice altă culoare? Oricum, sărind peste asta, văd că are și o fermă de bambus în zona asta, super. Ia uite, și la ferma asta de bambus merge autocrafterul și un sistem de sortare. Văd că îi plac sistemele astea de sortare, totul sortat, aranjat. Mi-e frică să mă uit în dulapurile lui de acasă, cred. Cred că și acolo totul e aranjat, frumos, pregătit și în partea asta merge la fel crafterul. Bam, Sea Lantern-uri, Dark Prismarine, de toate pentru toți.
Îmi plac super mult fermele astea, care au și lutul aranjat pe categorii. Nu vine tot lutul într-un loc. Băi, dacă ai stat ore întregi să faci detail ferma, mai stai încă o oră, maxim două, nu cred că ți-a două ore, mai stai încă o oră pentru a face un amărât de sistem de sortare. Per total, nota 10 pentru toate fermele care au acest sistem. Din păcate, ultimul portal în care mai aveam de intrat m-a dus în mijlocul pustietății, așa că m-am întors în locul din care am început videoclipul și aș aprecia să-mi lăsați în secțiunea de comentarii părerea voastră despre harta lui Vasile, unde a jucat peste 1500 de zile. Personal îmi place super mult ce am văzut astăzi și pe lângă asta proiectul preferat ar fi această zonă japoneză. Și aia mi-a plăcut, dar mai mult îmi place insulița asta cu acel vulcan.